Mulțumesc, Denisa. Inițiativele civice, proiecte de dezvoltare și de implicare în comunitatea elevilor din învățământul preuniversitar din capitală pe parcursul anului școlar. Acestea au fost premiate la prima ediție a Gale Elevului Bucureștean. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține excelența în rândul copiilor și tinerilor, așa că s-a alăturat Consiliului Municipal al Elevilor București în acest proiect. Sute de elevi însoțiți de profesori și de părinți au participat la evenimentul organizat la Palatul Național al Copiilor. Este prima ediție, este o ediție pilot și este pentru prima oară când ne-am gândit să premiem cu adevărat inițiativele elevilor și să ne axăm pe modul în care noi ca și elevi putem clădi o comunitate și ne putem ajuta colegii. Gala Elevului Bucureștean este evenimentul care are ca scop recompensarea tuturor elevilor implicați, atât în consiliile școlare cât și în absolut orice proiect care are ca scop educația non-formală sau promovarea implicării inclusiv în activitățile care nu țin doar de actul de învățământ sau subiectele obișnuite pe care le întâlnim de zi cu zi la școală. Avem pentru premiere 4 categorii, mai exact proiectele organizate de tineri pentru tineri, adică sustenabilitate, incluziune și cetățenie democratică, iar mai avem 2 categorii, cea de cel mai implicat Consiliu Școlar și cel mai popular Consiliu Școlar. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a premiat categoria cel mai activ Consiliu Școlar al elevilor cu trotinete, diplome și cărți. Câștigătorul pentru cel mai activ consiliu școlar îi revine Colegiului Național Cantemir Vodă. Din păcate nu suntem toți și de aceea dorim să le mulțumim celor de acasă pentru toată susținerea și pentru tot ajutorul primit. Vă mulțumim mult! Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României oferă iarăși niște premii minunate de care sper să vă bucurați împreună cu felicitări. Multe felicitări și cu dorința de a ne revedea cu proiecte din ce în ce mai mari și inclusiv în cadrul fundației noastre. Vă invitați să participați. Felicitări! De la eveniment nu au lipsit nici momentele artistice pregătite de elevi. Să participi la un astfel de concurs înseamnă să te duci undeva, să încerci să-ți faci voce auzită și mai mult prin proiectele efective pe care le-ai făcut. Adică treci dincolo de doar graiul pe care îl scoți și faci ceva pentru comunitatea ta și ești recompensat prin acest lucru pe care l-ai făcut. Consiliul Municipal al Elevilor București este unica structură de reprezentare a tuturor celor peste 400.000 de elevi din sistemul de învățământ preuniversitar de stat și privat din capitală.